Caracal, Craiova sau Câmpul Lung Mușcel sunt locuri în care traficul de persoane trece neobservat, suspect de ușor. Fete minore dispar în plină zi sub ochii martorilor, iar cazurile lor nu sunt încadrate la trafic de persoane. Asta cu toate că unele sunt găsite în casele proxeneților sau în portbagajul unor mașini. Campania știrilor ProTV Oameni de Vânzare va arata astăzi drama unor părinți care își caută fiicele și le cer autorităților să-și facă datoria. Le cer să-i pună sub acuzare pe cei vinovați, răufăcători care umblă liber și le râd în nas părinților. Analizăm acest fenomen pe larg și duminică la România Te Iubesc. Orașul Câmpul Lung Mușcel este poreclit acvariul printre oamenii legii, pentru că aici ar exista mai multe rețele de pești și de aici ar fi fost traficate multe tinere. Uitați-vă ce se ocupă cu traficul de droguri de persoane. Părinții unei minore de 16 ani povestesc că fiica lor a fost atrasă în lumea drogurilor și după ce au făcut-o dependentă de ele, doi traficanți tineri au cerut să se prostitueze pentru ei în schimbul prafurilor. A fost prinsă în capcana drogurilor ca alte fete minore din oraș și a plecat de acasă de 7 ori anul trecut. Părinții susțin că de fiecare dată cazurile de trafic au fost tratate ca simple dispariții, deși fiica lor ajungea pe mâna traficanților. Dacă părintele au și probe și le dă nume de mașină, număr de telefoane care s-au găsit în prezența sub la fiica mea, când a fost găsită, date de acești interlopi. Când deranjez cu prea multe probe, fiica mea a declarat, eu am fost cu persoana, a dat numele, cu cutărică, cu tărică. Polițiștii au ținut să mă josească pe mine ca mamă, să-mi spună că dacă mai apelez odată la ei, o să primești cea mai mare amendă posibilă pe care poate să o aplice legea. De ce? Pentru că îi deranjam pe domnii că trebuia să vină să facă constatările. Ca și cum ar fi vina noastră ca părinți, că parcă noi ne-am rugat copilul. Noi l-am dus la prostituție, nu tinerii și toate găștile care nu de ieri sau de azi, sunt de 15-17 ani formate, de când au început să se formeze în oraș, ca trafic de persoane. De parcă e vina mea. Eu i-am ținut în oraș, nu deși care sunt la putere primarii, polițiștii care s-au peridat unii între ei, îi găsiți că chiar deși au fost prinși, că favorizau și luași păgi. A ținut legătura cu comisarul șef de la judiciar, care îi transmitea mesaje pe telefon de câte ori era găsită minora. Într-una dintre dăți ar fi scris că au găsit-o la un traficant, dar, surprinzător, nu poate face nimic mai mult decât să îi aducă fiica acasă. Era la... de numele proxenetului, la traficant. Înscrie tot însă nu e bună. Eu îl scriu. Dar și ce facem acum? Interlopi, că acasă stă o lună și apoi iar dispare. Îmi răspunde domnul comisar, nu știu, habar nu am, e foarte greu. Dom'le, ce trebuia să facă acest polițist când mi-a ridicat-o pe fiica mea de acolo? Și dând mesajul că știa că acela este traficant. Păi ce, dom'le, trebuia să-ți ridice probe biologice după fiica ta. Ulterior să meargă cu ele la INML, conform declarației fiicei mele, putea foarte frumos să-i cheme pe acești indivizi, mai ales că știa poliția în câmpul încă traficanți, și să le ia probe după ei. Băi, ce zice minora asta? Acele persoane nu sunt arestate. Oare de ce sunt libere? Deși fata lor a fost exploatată de mai multe ori în ultimii doi ani, abia în septembrie 2019 au avut loc arestări în Câmpul Lung Mușcel. Cazul a fost preluat de Brigada de Combatere a Crimei Organizate Argeș și 32 de tineri au fost ridicați și duși la audieri. Doar doi însă au și rămas în arest. O șmecherie a traficanților de a spăla creierul, să nu se bagi el direct vinovat, bă, ți-am făcut eu prea multe, te dau la audieri, la băia bun, o plasau la diferiți pentru a nu mai fi găsită în prezența lor, că inclusiv o țineau și la ei acasă. În ultimii 10 ani, mai mulți bărbați din Câmpul Lung Mușcel au fost cercetați, inculpați și chiar condamnați pentru proxenetism și trafic de persoane. Într-un dosar din 2016, soldat cu zeci de arestări, dar și sechestru pe bunuri imobiliare și confiscarea unor mașini de lux, s-a vorbit de cel puțin 80 de tinere exploatate în Occident. La Caracal, un alt părinte și-a luat de mult gândul că o va mai vedea pe fiica sa. Mihaela Geneș a dispărut de acasă în 2009, iar tatăl, stabilit acum în Austria, povestește că și-a vândut locuința și a cheltuit toate economiile ca să dea bani unor interlopi din Olt, de la care a aflat că tânăra ar fi părăsit țara, luată cu forța, pe o filieră româno-bulgară. Fetele au fost ținute două zile în Caracal, a doua zi au fost mutate la Vișina. 5 zile au fost ținute acolo până au fost trecute în Bulgaria. Fost cadru militar, părintele povestește întâmplări parcă desprinsă dintr-un scenariu de film. Văzând că anchetatorii îl tot pasează, declară că la rândul său ar fi trecut ilegal frontiera pe Dunăre, pe urmele fiicei. Am zis, cine mă poate trece? Exact cei care au trecut-o pe fiica mea. Ei au zis că au trecut niște fete
Deci vă dați seama că nu fiica mea a fost singura trecută pe acolo. A oprit însă cercetările pe cont propriu pentru că i-ar fi fost pusă viața în pericol. Am ajuns la un restaurant care aparținea acestor doi bulgari. Mi-a întins buzunarul acelui palton de piele, mi-a pus pistolul în tâmplă. Și zice, mai ai acasă o fată și un băiat. Încetează, m-au pus într-o barcă cu doi tipi, cu cefe mari, și să mă treacă înapoi Dunăre. Și văd pe piciorul stâng, al celui din stânga mea, cum stăm eu în barcă, o lamă de cuțit. Am sărit în Dunăre, în not foarte bine. M-am predat la poliția de frontieră Corabia, asumându-mi orice risc. M-am prezentat la comandantul gărzii și... ce doamne, nu s-a întâmplat, stai liniștit. Bărbatul mai povestește și că la un moment dat ar fi aflat de la o prostituată că fiica lor ajunsese exploatată prin Italia și că ar fi fost ucisă pe un vapor de pe ruta Grecia-Italia. Martorii pe care eu i-am dus la poliție nu au fost audiați. Un profesor perpendicular pe casa prietenului fiicei mele și vecinii din stânga-dreapta. Oamenii au fost marcați de ce s-a întâmplat, adică au văzut când fiica mea a fost legată de mâini și de picioare cu sârmă, ceea ce trebuia să se facă în cazul fiicei mele, efectiv nu s-a făcut. Polițiștii și procurorii români au pârghii eficiente pentru a identifica tinerele dispărute dacă se află pe teritoriul altor state, dar și pentru a anihila rețelele de trafic. În multe cazuri vin polițiști străini în România. You expect to come here? Yeah, more often. More often, yeah, because it's a big problem, and we don't have the capacity to solve the big problem of THB. Percheziția de aici are loc chiar în acest moment. S-a făcut la cererea poliției olandeze. Ofițeri din Olanda au venit aici la noi și au cerut poliției române să facă astfel de investigații. Ieri, doi cetățeni români au fost arestați la Amsterdam, iar aici locuiesc rudele ale lor. Când polițiștii străini cer sprijin, rețelele sunt rapid anihilate. Situația nu e la fel în cazul anchetelor pe plan intern, unde părinții tinerelor dispărute trăiesc drama unor cercetări fără rezultat. Am dat mură în gură cu nume, bă, ăla care drogurile de acolo, le-a ce de acolo, mașina aia face ăla, vezi că e în cașca aia. De ce nu a făcut legea nimic? E o tragedie foarte mare. De unde știți dumneavoastră că nu ne-a spus nouă că n-ar vrea să se dă vorbă cu dumneavoastră? Domnule, eu îmi cunosc copilul. Sunt ferm convins că dacă fiica mea ar fi fost în viață, dacă fiica mea ar fi fost întrebată ce ar vrea să facă în prima secundă, să ia legătura cu tatăl. La 12 ani de la aderare am ajuns la performanța de a fi primii în topul naționalităților traficate pe teritoriul Uniunii Europene. Tot mai multe românci ajung să fie exploatate în vest, ademenite cu locuri de muncă sau cu povești de dragoste. Mafia traficului de carne vie scoate în fiecare an profituri uriașe de pe urma a mii de tinere, dar mai ales de pe urma incapacității statului român de a gestiona un fenomen dureros. O formă de sclavie modernă care ne plasează la coada Europei.